lovit mortal de o mașină în timp ce intervenea la un accident rutier. Un angajat de la drumuri a fost pulberat de un șofer care circula cu viteză. Tragedia s-a produs pe autostrada A1 Arad-Nădlac, în apropiere de Pecica. Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Anterior, în zonă se răsturnase un tir încărcat cu cereale, iar un autovehicul dotat cu o macara a fost trimis să ridice autotrenul. În imaginile surprinse de o echipă de jurnaliști se vede cum angajatul de la drumuri le face semne șoferilor care treceau pe lângă tirul răsturnat. Un șofer vine însă cu viteză din spate și îl spulberă pe bărbat, după care lovește alte două mașini. Muncitorul a fost transportat cu un elicopter SMURD la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara. Alte trei persoane au fost rănite în urma impactului. Ei veneau unul după altul cu viteză. Ăla din față s-a speriat când a văzut mașinile, dar el nu s-a speriat când a văzut mașina poliției. Dar acolo trebuia să frâneze. Dar mașina poliției stătea cu geofoarele pe bandă și tot. Dar au avut viteză. Păi dar au trecut lângă noi. Nu au respectat. Au trecut lângă noi cu o viteză. Între timp, până noi vorbeam cu reprezentanții firmei, cu un urmă camion, am auzit. Am dus capul deja, am văzut omul cum s-a în sus. Dar el a fost ghinionul vieții lui să fie aici când a fost accidentul. O zis el, am tras de volan, era soția la volan. Și să-și văd urmele cum vine, dar latul vine și lovește până se oprește mașina asta. Au fost găsite 4 victime, una în stare foarte gravă, preluată de elicopter, 2 în stare gravă, dar stabilă, preluată de echipajul SMURD. Martorii spun că mașina care a provocat tragedia avea volanul pe dreapta, iar șoferul de etnie romă a devenit extrem de agresiv la vederea camerelor de filmat și a început să ia la rost pe jurnaliști. Oamenii legii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.